Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Faptele Apostolilor. Vom citi de la capitolul 6, începând cu versetul 7 la 15, Cuvântul lui Dumnezeu care spune în felul următor. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se înmulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Unii din sinagoga anumită a izbăviților, a cirinenilor și a alexandrinilor, împreună cu niște iudei din Cilicia și din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și duhului cu care vorbea el. Atunci au pus la cale pe niște oameni să zică: noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Au întărâtat norodul pe bătrâni și pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el și l-au dus în sobor. Au scos niște marturi mincinoși care au zis: omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. În adevăr, l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Toți cei ce ședeau în sobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Amin. Corul a cântat această cântare minunată, că va veni o zi în care vom sta în fața Domnului, în fața Domnului Iisus, vom privi fața Lui și lucrul acesta este un lucru minunat. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată lucrurile acestea, dar până atunci este o luptă spirituală de dus pe pământ în fiecare zi. Fiecare dintre noi avem viața noastră pe acest pământ care trebuie să ne-o trăim cu o responsabilitate deosebită. E o luptă spirituală care o avem împotriva celui rău, o luptă spirituală care o avem de dus împotriva duhurilor rele, împotriva păcatului, împotriva eu-ului nostru, împotriva firii pământești. În această luptă suntem angrenați fiecare dintre noi și lupta aceasta o ducem în funcție de cât ne-am pus inima ca să îl iubim pe Dumnezeu, să căutăm împărăția lui Dumnezeu, să îl slujim pe Dumnezeu și să fim oameni care să putem ca să avem un final binecuvântat de Dumnezeu. În seara aceasta am deschis cuvântul acesta din Biblie, din Faptele Apostolilor și aici cuvântul lui Dumnezeu ne arată un personaj, un personaj deosebit de important pentru acea vreme în care a trăit Ștefan, în începutul bisericii primare, atunci când a fost așezată biserica primară. Vedem lucrările lui Dumnezeu care Dumnezeu le-a făcut în acea vreme și cum acest om a marcat istoria bisericii primare, pentru că nu rămâne la voia întâmplării acest personaj, acest om al lui Dumnezeu. Și în seara aceasta ne vorbește și nouă. Ceea ce vreau să spun este faptul acesta, că fiecare dintre noi venim la biserică și nu aș vrea ca să primim cuvântul lui Dumnezeu într-un sens negativ. Atunci când predic cuvântul lui Dumnezeu, nu punctez cu degetul împotriva cuiva. Întotdeauna vreau să punctez împotriva păcatului, vreau să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu că fiecare dintre noi putem ca să devenim ceea ce vrea Dumnezeu. Niciodată nu este prea târziu pentru nimeni și vrem în seara aceasta ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu și să luăm acest cuvânt care să devină viață în noi. Dorința lui Dumnezeu în seara aceasta pentru fiecare dintre noi este să ne transforme și această transformare a lui Dumnezeu să aducă rod în viața noastră a fiecăruia. Ștefan era un ucenic extraordinar. Cuvântul lui Dumnezeu ne-l arată ca un model, dar nu un model oarecare, un model deosebit. Și care sunt lucrurile care pur și simplu în acest pasaj care l-am citit, cuvântul lui Dumnezeu ne-l arată în versetul 8, ne-l arată un om plin de credință. Deci când vorbim de plinătate, adică
plin 100%. Nu mai era loc de mai mult de atât. Era plin de credință. Era un om plin de Duhul Sfânt. Era un om plin de har. Era un om plin de putere. Era un om înțelept, era plin de înțelepciune. Era un om cu o reputație și o mărturie deosebită în jurul oamenilor cu care el a trăit și a slujit lui Dumnezeu. Era un mare apărător al credinței, pentru că omul acesta a fost confruntat cu o problemă foarte serioasă care i-a cauzat moartea lui. Era un apărător al credinței, a fost unul dintre primii diaconi ai bisericii primare, dar a fost și unul din primii martiri ai bisericii primare. Atunci când privim la personajul acesta, vedem plinătate și vedem primat. Deci nu coadă, era printre primii, era un exemplu, era un model. Acum, tinerii știu foarte bine lucrul acesta, ei caută modele. Oamenii, în general, caută modele după care să învețe ceva de la el și să trăiască ca acei oameni. Ștefan este un om model. Este un om model pentru noi ca și slujitori. Este un om model, ce știu, poate pentru un soț. Este un model pentru tineri, este un model pentru fiecare, indiferent pe ce poziție ne aflăm, din punct de vedere spiritual sau din punctul de vedere al slujirii. Este un model deosebit. Ceea ce aș vrea în seara aceasta, iubiți frați și surori, este să luăm modelul acesta în viața noastră, eu încerc să îl iau. Lupta nu este ușoară, nu este simplă. A lua cuvântul lui Dumnezeu și a-l pune în practică nu este simplu, nu este ușor, dar este posibil. Este posibil și lucrul acesta am vrea în seara aceasta să învățăm. Sunt patru lucruri de care aș vrea să mă folosesc din pasajul acesta. Ștefan, un om plin de har și de putere care făcea lucrări mari pentru Dumnezeu. Ce se înțelege prin har? Ce se înțelege prin har? Prin har înseamnă dragostea lui Dumnezeu care este revărsată în viața acestui om. Prin har se mai înțelege faptul acesta, se desfășoară, aș putea să spun, darurile lui Dumnezeu în viața lui. Dar nu numai atât. Prin har înseamnă favoarea lui Dumnezeu sau binecuvântarea lui Dumnezeu spirituală care a fost revărsată peste el. Un om care deținea aceste lucruri. Un om care se poate vedea pasiunea lui pentru ceea ce el făcea. Un om care se vede dragostea lui Dumnezeu peste el, pentru că el face exact ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos când și-a dat viața pentru noi. Când oamenii îl huiduiau pe Domnul Iisus, la moarte cu el. Când nu a scos niciun cuvânt, așa cum Ștefan nu a scos niciun cuvânt. Un exemplu și vedem harul lui Dumnezeu în viața lui, vedem în viața lui dragostea lui Dumnezeu. Și este atât de simplu să vezi lucrurile acestea, pentru că în general când pe oamenii îi calci pe bătătură, îi vezi atunci cum se enervează, îi vezi atunci cum iese ceea ce este în lăuntrul lor, de fapt, în adâncul inimii. Și Ștefan, vedem aici un om plin de har, mai e încă un lucru foarte specific. Ștefan, la Ștefan se vede un caracter evlavios și o purtare dumnezeiască. Un caracter evlavios și o purtare dumnezeiască. Atunci când este vorba să privim la caracterul individului, când este să privim la caracterul unei persoane, vedem ceea ce gândește el, ceea ce vorbește el, ce face el, lucrul care însumează aspectele care caracterizează acea persoană. Și caracterul contează foarte mult. Caracterul contează mult mai mult decât slujim noi. Caracterul contează mult mai mult decât facem noi ceva.
Pentru că atunci când facem ceva, putem să facem anumite lucruri din interes. Dar caracterul cântărește mult mai mult înaintea lui Dumnezeu. Și Ștefan este un om cu un caracter evlavios, cu un comportament dumnezeiesc. Doar un om care are un caracter de felul acesta, care are o purtare de felul acesta, pentru că atunci când vorbim de caracter, vorbim de acele lucruri care sunt în interiorul inimii și comportamentul sau faptele persoanei iese în afară. Și atunci când vedem ceea ce iese din Ștefan, din Ștefan iese ceva dumnezeiesc. Și lucrul acesta este extraordinar. De aceea omul acesta este un om plin de har. Un om plin de har, prin care Dumnezeu făcea lucrări mari. El făcea lucrări mari pentru Dumnezeu. Pentru Dumnezeu. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu spune că el făcea multe semne și minuni, așa cum am citit din versetul acesta, din versetul 8. În al doilea rând, în versetele 9 și 10, Ștefan, omul acesta model, este un om care a apărat credința. A apărat credința. În momentul în care omul acesta predică Evanghelia, omul acesta îl predică pe Iisus. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta a predicat ceea ce el a înțeles de la Domnul Iisus Hristos, a predicat ceea ce el a înțeles de la ucenici, de la apostoli, în contextul acela în care ei se aflau acolo, el a început să predice Evanghelia. Predicarea Evangheliei a stârnit o ură atât de feroce împotriva lui, încât ura aceasta i-a cauzat moartea. Un om care a apărat credința, Ștefan a predicat, și spune cuvântul lui Dumnezeu că el l-a predicat pe Hristos iudeilor greci în sinagogile din Ierusalim, că el este, Iisus este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, că Iisus, doar prin el avem răscumpărarea, doar prin el noi putem să fim mântuiți, și în momentul în care el a predicat cuvântul lui Dumnezeu, oamenii aceștia și-au văzut amenințată poziția lor preoțească acolo la templu sau în sinagogile în care ei slujeau. Lucrul acesta a stârnit o împotrivire atât de mare, o ură atât de feroce. Să ne rugăm în seara aceasta lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea puterea aceasta de a predica cuvântul lui Dumnezeu, de a-L predica pe Hristos, de a predica Evanghelia curată, de a predica vestea bună care să aducă mântuirea oamenilor, indiferent care este prețul pe care trebuie să-l plătim în societatea în care ne aflăm. Vreau să vă spun că unul dintre aspectele care îl simt mai mult, eu am lucrat, cât am fost în Piacența, 17 ani am lucrat cu colegi credincioși. În cea mai mare parte eram toți membri în biserică, și lucrul acesta a fost cât de cât bun, în privința aceasta a fost chiar foarte bun, dar în momentul în care intri într-un context în care majoritatea sunt de o altă religie decât cea a mea, începi să-ți dai seama despre aspectul acesta. Nu doar faptul că poate de multe ori comportamentul meu stârnește împotrivire. Stârnește împotrivire. Faptul că sunt pocăit, deja lucrul acesta îl simt pe pielea mea, comportamentul oamenilor față de mine. În momentul în care îți deschizi gura ca să vorbești ceva, întotdeauna se stârnește această împotrivire. Ștefan este un om care a început această lucrare, a făcut această lucrare până la capăt, a apărat credința. Și în vremea în care noi ne aflăm, vedem tot felul de lucruri, vedem tot felul de evanghelii care sunt vestite în lumea întreagă, vedem aspectul acesta că este predicată o altă evanghelie și sunt tot felul de nuanțe ale evangheliilor care sunt predicate în lumea întreagă, doar în contextul nostru românesc. Doar în contextul nostru românesc vedem ceea ce se întâmplă pretutindeni. În momentul în care
rămâi la cuvântul lui Dumnezeu, rămâi la adevărul lui Dumnezeu care Dumnezeu ne l-a dat și se găsește cineva care are doar o opinie diferită, începi să-ți faci un dușman în plus. Ștefan este un om care își apără credința, apără mesajul Evangheliei și omul acesta plătește cu însăși viața lui. Dar nu numai atât, omul acesta a fost un om care spune cuvântul lui Dumnezeu că cei din jurul lui nu puteau ca să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care vorbea el. Prezența Duhului Sfânt și prezența înțelepciunii lui Dumnezeu peste el este ceea ce îl caracteriza pe Ștefan și este un model în privința aceasta, este un lucru extraordinar de bun pe care noi putem ca să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem că avem nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu care să ne dea autoritatea sa atunci când noi vorbim cu cineva despre Dumnezeu. În al treilea rând, Ștefan este un model pentru că este un om care a rămas în picioare în ciuda opoziției înverșunate. Sinagogile, atunci când oamenii au venit împotriva lui, să știți că nu au venit doar preoții și cărturarii și farisei, nu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că sinagogile erau înverșunate, deci nu doar cei care erau în fruntea sinagogilor. Oamenii toți au venit împotriva lui. Omul acesta a rămas în picioare în ciuda opoziției înverșunate. Și atunci când privim la tabloul acesta, este un tablou chiar cutremurător. Eu nu știu dacă ați văzut vreodată când cineva este luat de mai multe persoane și bătută. Să o vedeți în mod, literalmente, să o vedeți în fața voastră. Eu am văzut episoade de genul acesta. Eu în viață am văzut episoade de genul acesta. O persoană care să fie luată de alte persoane și să fie bătută. Nu omorâtă cu pietre, doar faptul acesta că persoana respectivă a fost bătută. Este uimitor, lucrul acela te marchează toată viața. Îl ții minte pentru totdeauna. Gândiți-vă la faptul acesta câtă ură putea să fie în acei oameni. Dumnezeu în seara aceasta vrea să îți spună să stai atent, să fii atent la duhul de ură. Să fii atent la lucrul acesta pentru că lucrul acesta sau ura aceasta, sămânța aceasta a urii vine în viața omului încetul cu încetul. Și la un moment dat poți să devii un vrăjmaș al crucii lui Hristos. Urându-i pe frați, vorbindu-i de rău, făcând ceea ce este rău, împotriva lucrării lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia, sinagogile acestea, erau înverșunate împotriva lui Ștefan, încât pur și simplu au mituit oameni ca să mintă. I-au plătit pe alții să spună minciuni. Și este atât de cutremurător să vezi că oameni care, într-un oarecare mod, ei predicau legea. Ei le spuneau la oameni să îl iubească pe Dumnezeu, să împlinească cele 10 porunci, să aducă zeciuială la templu sau la sinagogă, să își facă datoria lor în vremea respectivă. Era ceva uimitor, adică erau oameni care au avut Tora în mână, care au avut legea în mână. Este uimitor faptul acesta că în inima lor putea ca să fie atât de multă ură în inima unor oameni care ar trebui să fi fost dragostea lui Dumnezeu, pentru că lucrul care îl cere legea este să îl iubim pe Dumnezeu, să ne încredem doar în El, să nu ne încredem în oameni. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că oamenii aceștia au fost oameni împotriva lui Ștefan și le-au spus și minciunile care ei să le spună, dar ceea ce este important să învățăm de la omul acesta, de la modelul acesta de viață, este faptul că el a rămas în picioare. Și atunci când vorbim de a rămâne în picioare, lucrul acesta trebuie să îl învățăm, pentru că astăzi nu se mai cade de la credință pentru că este prigoană sau că cineva este
omorât cu pietre sau dus în piață să fie crucificat. Nu! Oamenii astăzi cad de la credință, nu mai rămân în picioare datorită altor lucru, total opus prigoanei. Oamenii își vând sufletul pentru nimica, pentru doi bani. Își vând sufletul pentru lucrurile de nimic din lumea aceasta. Omul acesta a rămas în picioare în ciuda opoziției înverșunate. Întrebarea este, și e o întrebare serioasă, mai ești în picioare în seara aceasta? Vorbeam zilele acestea cu cineva despre faptul acesta. Știți cât de mult se vede nepăsarea creștinilor? Nepăsarea. Știți cât de mult se vede? În general, cei care sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu văd lucrul acesta deslușit. Păstor, prezbiter, diacon, proroc, cântăreț, indiferent, un om care îl slujește pe Dumnezeu, în mod automat, vede nepăsarea oamenilor. Nepăsarea face ca să cazi, să nu mai stai în picioare. Nepăsarea e una dintre problemele bisericii secolului. Nu este mai tragic lucrul acesta, nu-i mai tragic decât lucrul acesta să vezi oameni care nu îi interesează, care sunt apatici la orice lucrare. Oameni care nu îi interesează nici de rugăciune, nici de cuvânt, nici de biserică, de nimic. A sta în picioare înseamnă să răspunzi prezent în prezența lui Dumnezeu. Să fii întotdeauna într-o stare de veghere. Să fii întotdeauna prezent în lucrarea lui Dumnezeu. Să fii gata pentru orice lucrare bună. Să rămâi în picioare înaintea lui Dumnezeu. Și Ștefan rămâne în picioare în ciuda tuturor oamenilor care erau împotriva lui, era în picioare în ciuda opoziției care a avut-o. Nu a fost ușor ca el să predice Evanghelia, nu a fost ușor ca el să stea în picioare în vremea respectivă, în fața oamenilor care erau cu pietrele în mâini și care probabil a fost acoperit cu pietrele oamenilor care au lovit în el. Omul acesta putea foarte simplu să renunțe la ceea ce el a predicat, de frica oamenilor și de frica morții. Omul acesta a rămas în picioare. În al patrulea rând, îl vedem pe Ștefan ca un om model, un om care este aflat în comuniune cu Domnul, înconjurat de prezența Domnului. Și în versetul 15 spune cuvântul lui Dumnezeu că toți membrii soborului au văzut prezența lui Dumnezeu pe fața lui Ștefan. Cuvintele acestea spune că au văzut fața lui Ștefan ca fața de înger. Adică îi strălucea fața. Și atunci când se vorbește despre strălucirea feței lui Dumnezeu, sau fața aceasta ca de îngeri, vedem în cuvântul lui Dumnezeu în alte două ipostaze ale Bibliei. Prima dată îl vedem la Moise, după ce a coborât de pe munte, după 40 de zile, în prezența lui Dumnezeu, când Moise a primit legea pentru poporul lui Israel. A coborât de acolo cu o față care îi strălucea și a trebuit să-și acopere fața pentru că slava lui Dumnezeu strălucea pe fața lui Moise. Și vedem în al doilea rând în Evanghelii, acolo unde fața Domnului Iisus Hristos strălucea de slava lui Dumnezeu, pe muntele schimbării la față. Și aici, din nou, în Faptele Apostolilor, vedem fața lui Ștefan care strălucea ca o față de înger. Și atunci când vorbim despre această strălucire a slavei lui Dumnezeu, această față ca de înger peste fața lui Ștefan, aici se referă la acea splendoare a lui Dumnezeu, a sfințeniei lui Dumnezeu care strălucea pe fața lui Ștefan. Fiecare dintre noi, pe fața noastră, se vede ceva. Absolut fiecare, indiferent cine suntem noi în seara aceasta în biserică. Și lucrul acesta este un lucru adevărat. Un om mânios
În momentul în care este mânios, fața lui este o față neagră. Un om posomorât are față de om posomorât. Un om mândru are o față de om mândru. Un om plin de dragostea lui Dumnezeu are o față care iradiază dragostea lui Dumnezeu. Un om care stă în prezența lui Dumnezeu, care se roagă înaintea Domnului, care stă în prezența lui Dumnezeu, fața lui va străluci de sfințenia lui Dumnezeu. Și versetul acesta care vorbește despre această față de înger, această splendoare, această strălucire, care era prezentă în viața lui Ștefan. Fața lui Ștefan nu putea să se lucească într-un alt fel. Nu avea cum. Pentru că acolo în el era Dumnezeu. Și el nu putea să strălucească altceva. Pentru că Dumnezeu era în viața lui. Și ceea ce ne arată cuvântul lui Dumnezeu este faptul acesta, că Ștefan și-a făcut partea lui. Dumnezeu nu putea să îl lase pe Ștefan. Slava lui Dumnezeu s-a descoperit prin Ștefan, nu doar pentru noi ca să învățăm din locul acesta, pentru ca prigonitorii lui să vadă pe cine au omorât ei. Spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi, așa cum a cântat corul, vom vedea slava Domnului Iisus, îl vom vedea pe Iisus așa cum este El. Dar până atunci, fața noastră trebuie să strălucească în prezența lui Dumnezeu. Și Ștefan este modelul acesta de om care vedem în cuvântul lui Dumnezeu că este o manifestare supranaturală extraordinară. Este atât de minunat faptul acesta că Ștefan primește acest răspuns la modul lui de viață, la modul lui de slujire. Și atunci când privim la Ștefan, când privim în cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce ne arată cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu îl lasă pe omul acesta ca noi să învățăm de la el. Și să rugăm pe El în seara aceasta ca El să se atingă de noi și să ne transforme pe fiecare dintre noi să fim ceea ce a fost Ștefan. Foarte mulți oameni se înșeală zicând, unde se duc toți oamenii, acolo voi merge și eu. Sau acolo vom merge și noi. Este fals. Dumnezeu vrea ca să ne luptăm, să rămânem în picioare, în ciuda problemelor cu care ne confruntăm, în ciuda lucrurilor care sunt, care le întâmpinăm în viața aceasta, Dumnezeu ne cheamă ca să experimentăm această putere a lui Dumnezeu, această înțelepciune a lui Dumnezeu, acest har al lui Dumnezeu. Ștefan este un model pentru fiecare dintre noi. Și în seara aceasta aș vrea să mă rog înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se atingă de inimile noastre. Vrem ca să strălucim de prezența slavei lui Dumnezeu în viața aceasta, viața care noi o trăim în casa noastră, care o trăim în familia noastră, care o trăim la muncă, care o trăim la biserică, să fim în mod real oameni ai lui Dumnezeu în viața noastră, dar nu numai atât, să fim modele și de slujire. Dumnezeu să ne dea puterea aceasta. Ștefan este un model de viață și de slujire pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea să facă lucrarea sa cu tine și cu mine. Dumnezeu vrea să își facă lucrarea sa, dar fiecare dintre noi trebuie să hotărâm în ce direcție să mergem. Ceea ce vei alege în seara aceasta și ceea ce vei alege mâine, vei culege roadele după aceea. Știți cât de important este ca noi să alegem în mod responsabil și să-L chemăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să își poată proslăvi numele? Dumnezeu vrea să ne facă această provocare fiecare dintre noi și noi putem ca să răspundem acestei provocări a lui Dumnezeu, să fim ceea ce Dumnezeu vrea ca să fim. Dumnezeu are un plan cu tine, cu casa ta, Dumnezeu are un plan cu viața noastră, a fiecăruia în parte. Așa cum am mai spus-o doar cu câteva săptămâni în urmă, fiecare dintre noi suntem un model pentru copiii noștri, poate pentru cei din jurul nostru, dar putem să fim un model bun sau un model rău. Haideți ca să îl chemăm pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să se atingă de noi, să fim acei oameni în care Dumnezeu să își poată duce mai departe
cuvântul său, cuvântul Evangheliei, oamenii să fie mântuiți în jurul nostru, despre noi să se poată vorbi lucrurile minunate ale lui Dumnezeu din viața noastră, prezența lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu și acele lucruri care să ne caracterizeze ca pe un om al lui Dumnezeu, așa cum a fost Ștefan. Haideți să stăm în picioare înaintea Domnului și aș vrea să facem această rugăciune, aș vrea să îl chemăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să ne atingă inima noastră și viața noastră. Aș vrea să rugăm în seara aceasta pe Dumnezeu ca Dumnezeu să ne transforme modul de gândire. Pentru că foarte mult contează ce mentalitate avem noi, modul cum gândim despre cuvântul lui Dumnezeu, despre viața de zi cu zi, despre lucrurile materiale, despre lucrarea lui Dumnezeu, despre responsabilitatea care o avem înaintea lui Dumnezeu ca, ce știu, ca soț sau soție, ca părinte sau ca și copil, ca tânăr, responsabilitatea pe care o avem ca și slujitori al lui Dumnezeu. Nu știu ce mentalitate ai cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, dar în seara aceasta Dumnezeu vrea ca noi să ne hotărâm înaintea Lui să avem o mentalitate cu adevărat biblică. La ceea ce vrea Hristos de la noi. Aș vrea să rugăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să pună în noi cuvintele de rugăciune adecvate pentru ca viața noastră să fie o viață cu adevărat sfântă. Și dacă e una din calitățile acele pe care le-am citit de la Ștefan, care îți lipsește sau îmi lipsește mie, să rugăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze. Înainte de a intra în rugăciune, ce vreau să spun din partea lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit și aseară la rugăciune atunci când ne-am rugat și a fost o lucrare printr-o soră, a fost din partea lui Dumnezeu așa, că Dumnezeu cere bisericii mărturisire. Dumnezeu cere ca biserica sau cei care au de mărturisit să vină înaintea Domnului cu mărturisire. Asta înseamnă că sunt lucruri care trebuie mărturisite. Și să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm ca și biserică ca Dumnezeu să zădărnicească planurile vrăjmașului. Este un plan al vrăjmașului care Dumnezeu l-a descoperit săptămâna trecută și aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru aceste lucruri ca Dumnezeu să pună în noi un duc de mărturisire, de pocăință, să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să lucreze. Și lucrurile acestea care existau în viața lui Ștefan, dacă e ceva care îți lipsește, dacă e ceva care îmi lipsește, să-L chemăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să ne-L dea. Și fiecare dintre noi avem nevoie de putere, avem nevoie de Duhul Sfânt, avem nevoie de Harul lui Dumnezeu în viața noastră. Să-L chemăm pe Dumnezeu ca să se atingă de noi și să ne binecuvinteze și numele Domnului să fie peste noi și peste această rugăciune. Amin.